Bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Vă promit că în această seară vă voi ține numai 45 de minute, cât o primă repriză de fotbal, pentru că am invitat astăzi un personaj din fotbalul românesc, un personaj important, spun eu, de aceea și titlul emisiunii puțin mai astfel despre fotbal. Fotbalul este cunoscut și sub numele de sportul rege, este o pasiune globală care unește milioane de oameni din toate colțurile lumii. Este un joc de energie și emoție practicat pe terenuri de iarbă sau în săli speciale, cu obiectivul simplu, dar captivant, de a marca goluri în poarta adversarului. Fotbalul nu este doar un sport, este o formă de artă în mișcare, unde jucătorii demonstrează tehnici impresionante, strategii elaborate și o determinare feroce pentru a atinge excelența pe teren. Fiecare meci de fotbal aduce cu sine suspansul, bucuria și uneori dezamăgirea, transformând un simplu joc într-un spectacol captivant. Cu competiții internaționale precum Cupa Mondială și campionatele naționale pasionate, fotbalul devine o sursă de unitate și identitate pentru fani din întreaga lume. Prin simplitatea sa și prin capacitatea de a crea legături umane puternice, fotbalul rămâne un fenomen cultural și sportiv cu impact global semnificativ. Aș aminti aici pe fostul mare antrenor al Universității Craiova, Constantin Teașcă, care arăta că Terra este de fapt și ea un balon rotund mai mare ca cel de fotbal, unde dragostea de viață face pe un om mai puternic decât destinul. Un alt scriitor francez, Jean Giraud, referitor la fotbal, arăta că mai mult decât regele sporturilor, fotbalul este regele jocurilor. Toate marile întreceri ale omului au fost de la început jocurile cu mingea. Mingea înseamnă viață liberă. Iar Pele, marele fotbalist mondial al lumii, spunea că fotbalul este muzică, dans și armonie. Nu e nimic care să bună dispună mai mult decât o minge săltăreață. Am astăzi invitat pe Aurel Țicleanu, născut pe la 20 ianuarie 1959, este un antrenor de fotbal, fost jucător care a participat la Euro 1984 pentru echipa națională de fotbal a României. A făcut parte din echipa Universității Craiova, intitulată Craiova Maxima, care a ajuns până în semifinal de cupe UEFA din 1983 și alături de care a câștigat un titlu de campion al României și 4 cupe ale României. Domnule Aurel Țicleanu, pe lângă marile fotbalist al Craiovei Maxima, după care a urmat cariera de antrenor și ulterior lector la școala de antrenori și vicepreședinte al Comisiei Tehnice al Federației Române de Fotbal, a lucrat și în presa scrisă, iar în cursul anului 2022 și 2023 a scris 2 cărți, Filozofia Fotbalului și puțin mai altfel despre fotbal, care este de altfel și tema emisiunii de astăzi. Ce ne puteți spune despre apariția acestor 2 cărți? În primul rând, domnul profesor, mulțumesc de invitație. Mă onorează, noi suntem conjudețeni, suntem, bunicul meu s-a născut la 4 km de unde ați crescut dumneavoastră și încă o dată vă mulțumesc. Sigur că pe mine viața, așa, Dumnezeu m-a răsfățat, să zic. În primul rând, visam când eram copil, visam că joc fotbal pe stadioane arhipline, că alerg, că centrez, că marchez goluri și după aceea mi-a îndeplinit acest vis. Cruyff, da? Spunea la un moment dat că este un fost jucător, un fost antrenor, un fost director sportiv, un fost, deci și eu sunt ca și el un fost jucător, antrenor, am fost ziarist și am scris articole de prima pagină, deci nu am fost prieten cu ziariștii cum nu am fost prieten cu jucătorii, există o expresie la noi la fotbal, tot timpul cei buni, nu știu de ce, dar m-au luat aproape de ei. Am comentat meciuri alături de Cristian Țopescu, care a fost cel mai mare. Ovidiu Ianițoaia m-a luat la Sportul Românesc. Da, cu cei mai buni, cu o generație care a trecut după aceea la Gazeta Sporturilor, care între timp a dispărut și ea. În noiembrie 2023, din punct al dacă mai era un an publicării de zile, pe ziar. Exact, prindea 100 de ani, prindea centenarul, da.
Deci din toate punctele astea de vedere, spuneam că Dumnezeu m-a iubit și în jurul acestui fenomen, a cărui definiție ați dat-o extraordinar la începutul emisiunii, eu am putut, din diferitele, toate aceste ipostaze, am putut să admir și să înțeleg un fenomen extraordinar care a înnebunit o planetă întreagă. Și Dumnezeu m-a ajutat ca, ajungând la o vârstă, să pot să sistematizez toate informațiile astea și n-am știut că am darul să pot să și scriu ca să pot să le transmiți. Eu nu pot să le trimiți așa, să răstorni o roabă sau o basculantă sau ce cunoștințe ai. Și din punctul ăsta de vedere, mi-ar face mare plăcere ca lucrurile scrise, în primul rând, tinerii să citească aceste cărți și, în al doilea rând, să putem să trecem mai departe pe aceste informații, această cunoaștere să nu rămână în cărți. Sigur că publicul nostru poate să se întrebe, ce legătură poate să fie, între filozofie și între fotbal? Se mai spune câteodată, cât un antrenor spune sau reporter, care a fost filozofia avută la acest meci și așa mai departe. Filozofia a intrat așa în limbajul fotbalului, dar de maniera asta eu am venit primul care am încercat o abordare diferită. Chiar doamna mea, care este cel mai aprig critic al meu, în momentul când am început să scriu și ea citea, zice, domnule, nu e bine, nimic nu era bine. Și am zis, domnule, dar de unde știi tu? Ai mai scris cărți de filozofie, cărți de fotbal? Zice, nu, stai că ți-arăt. Și ne-am dus și noi în limbile astea pe care le cunoaștem, ne-am dus în portugheză, nu era nimic, franceză nu era nimic, italiană nu era nimic. Ce mai erau? Profesori de filozofie, cărora le plăcea fotbalul, și mai aminteau vag. Da, mai abordau așa puțin fenomenul. Dar nu era nimic așa structurat cum am făcut-o eu. Este un model, în niciun caz nu mi-am permis să spun, dom'le, faceți așa sau așa este. Nu. Mi-am permis să încadrez, să zic, fenomenul și fiecare cititor să se regăsească și să-și caute calea sa spre înțelegerea, până la urmă, a vieții, că așa frumos a spus acolo, că fotbalul este viață până la urmă, și atunci este un mod de a înțelege viața și fiecare să înțeleagă pentru ce a fost adus pe această planetă. Drag Aurel, te știu de când aveai 14 ani și ai jucat prima dată, ai intrat la metalurgistul Sadu, care era atunci în divizia C. Știu că și spectatorii din jurul meu, eram tânăr la liceu atunci, se întrebau, băi, ce caută acest copil în echipă? Și întrebarea a găsit răspuns în momentul când au văzut cum lovești mingea la 14 ani. Și sigur, cred că pe la 16 ai ajuns și la Universitatea Craiova. La 17. Foarte devreme. În această filozofie a fotbalului, Marius Mitran, în prefața cărții, spunea că meseria lui Aurel Țicleanu, înainte de a fi fost un fotbalist magnific, a fost de a crede în oameni. Astfel nu ar fi reușit să joace lângă ceilalți trei Beatles la începutul anilor 80. Cu cea mai bună linie mediană a unei echipe din istoria fotbalului românesc, Țicleanu, Balaci, Donose și Beldeanu. Ce ne puteți spune despre Aurel Țicleanu ca om și de începuturile astea? M-ați dus în vremurile în care Aurel Țicleanu era un copil de 14 ani și a fost un episod deosebit de interesant, în sensul în care noi aveam o echipă bună de divizia C acolo la Sadu, gazonul era impecabil cu iarbă din asta de munte, peisajul era de vis, am bucuria ca acel stadion să-mi poarte numele astăzi. Și antrenorul de atunci, Neanelu Coiculescu, a strâns jucătorii la un moment dat la centrul terenului, stăteau toți așezați și eu eram cu niște copii pe margine pe acolo și am intrat în interior, în incinta terenului, și mă intriga foarte tare, dom'le, ce le poate spune? Vreau să știu și eu, să ascult ce le poate spune un antrenor fotbalist. Și m-am dus așa pe fund târâși până pe la jumatea drumului și m-a văzut antrenorul
era ca în jocul ăla, când se uita să nu mai miști, să stai. Da. Și îmi zice, Țiclene, mâine să vii la antrenament. Eu am înghețat, nici n-am crezut că mă cunoaște, n-am știut că mă cunoaște. Sigur că Sadu era un orășel, micuț, toată lumea cunoștea pe toată lumea. Dar pe mine m-a surprins, pentru că antrenorul era o vedetă, era unul. Și am zis, am îngăimat așa să-l întreb pe tata. Băi, nu-l întreb pe nimeni, tu n-auzi, mâine vii la antrenament. A doua zi era un meci cu echipa din Vulcan, iar noi aveam un mijlocaș dreapta foarte bun jucător. Și ăsta se tot complica acolo și le enerva pe antrenor. Antrenorul era în tribună cu directorul combinatului. Se uitau la meci și se gândeau la strategie, la ce aveau nevoie, puneau și lucrurile țara la cale. Și mă pomenesc că nu strigă, Țiclene, vină încoace. Zice, dă drumul la încălzire. A doua repriză, mi se pare. Nu, era prima repriză, prin minutul 30, așa. Zice, dă drumul la încălzire. Nici nu știam ce e încălzire, cum să fac încălzire. M-am mișcat și eu pe acolo puțin, așa. Și zice, vină încoace. Zice, uite, joci în linie cu Vulcan. Vulcan era... Deci noi jucam cu echipa din Vulcan și noi, mijlocașul nostru stânga, se numea Vulcan. Nimic nu e întâmplător în viața asta. Zice, joci pe linie cu Vulcan și... Și am intrat. Deci, și eram cu capul stânga-dreapta, mă informam. Când venea mingea, deja pasam, că erau toți maturi. Eu eram un copil. Și erai filiform, așa, da, un copil până la... Da, nici nu intrasem în adolescență și, dom'le, la pauză m-a schimbat, că asta e. După meci, ne-au bătut cei din Vulcan cu 1-0 și după meci m-am dus și eu la duș acolo cu toată lumea și aveam pe unul Nea Popica, avea vreo 39 de ani, bun jucător era, un pitic așa în atac și îi certa pe ăștia din echipă și zice... Că nu știu ce faceți, că nu știu ce. Și am intrat eu în baie acolo. Baie. Nu erau multe dușuri. Trebuia să stai puțin la coadă până să-ți vină rândul. Și zice, dă cu ochii de mine și zice, ia uite bă, copilul ăsta, dacă joacă așa, dacă la debut a jucat așa, ăsta la 19 ani o să joace echipa națională. La 19 ani a jucat echipa națională. A avut gură aurită. A avut gură aurită. Ei, am început ca jucător. Că mă întrebați cine sunt. Și la un moment dat ascultam, trec de la una la alta, ascultam o emisiune și era o întrebare. Dom'le, dacă te întoarce acum și te întâlni cu ăla micu, Aurică, pe ăla micu de 14 ani, de 17 ani când a plecat la Craiova, ce îi spune? Ce să facă ca să ajungă mare jucător? Eu n-am crezut că voi fi mare jucător. Pentru că am jucat de la 14 la 17 ani la Sadu și ăștia erau toți maturi de la 20 de ani. Eu eram un copil, cum bine a zis, filiform, nu știu ce. Și încercam să nu-i încurc, să-i ajut. Nu mă gândeam eu că sunt peste ei. La 17 ani m-a luat Craiova și m-am dus la jucătorii pe care îi vedeam la televizor. Ce a însemnat cariera de fotbalist la Universitatea Craiova, cum mi se mai spunea și se spune și acum, campioana unei mari iubiri? Nici măcar nu pot să spun că era un vis împlinit, pentru că nu mă gândeam. Nu visam să pot să ajung acolo. Eu nici n-am știut. Taică-mă mi-a spus după aceea că venise și Petroșan, venise Poli Timișoara, venise Feciar. Și el ținea cu Craiova și eu am ajuns la Craiova. Când am ajuns și m-am uitat și cum ați zis, dom'le, linia de mijloc la Craiova când m-au luat pe mine la 17 ani era Donose, Beldeanu, Balaci. Unde să joci, omule? Dumnezeu a făcut ca lucrurile să, din punct de vedere al strategiei, al tacticii, să se schimbe și atunci aveai nevoie de 4 jucători la mijloc. Ilie Balaș și-a dorit foarte mult ca linia de mijloc să fie Țicleanu, Donose, Beldeanu, ca el să aibă libertate mai mare, să fie eliberat puțin de constrângerile sarcinilor de joc și să joace mai mult, să-și exprime creativitatea. Și așa am ajuns eu să joc. Mi-aduc aminte prima ședință pe care am făcut-o și ne-a invitat la universitate. Tu, profesor, când am intrat acolo și am văzut ce frumos aula universității și a venit rectorul cu decanul să vorbească, asta m-au marcat și m-au dus. Sigur că mie mi-a plăcut cartea de la început.
A fost un, da, un, pe un vremea aia fotbaliștii erau mai puțin cu cartea, da, și... Erau, dar depinde de mediu. Eu când m-am dus la primele antrenamente, veneau jucătorii la antrenamentul de dimineață, ba veneau îmbrăcați, că veneau de la antrenament, veneau la cravată și la costum, ba veneau de la examen, ba se duceau după antrenament, se duceau la examen. Ei, mediul ăsta m-a modelat în sensul ăsta, în sensul învățăturii, al educației. Probabil dacă mă duceam într-un mediu de bețivi, aia se alegea de mine. Dar m-am dus la niște oameni care s-au luat în serios. Și oamenii ăștia, acolo inspirat, îi avem pe ecran, oamenii ăștia meu, da, au devenit campionii României și aproape campionii Europei, pentru că noi am fost în primele 4 la nivel de echipe de club și în primele 8 la nivel de echipe naționale. Primele 4 din Europa, primele 8 din Europa. Aproape campioni europeni. Ori nimeni nu se gândea atunci că eu m-am dus la Craiova să fac o facultate, să fac școală, că școală trebuia să faci. Nu m-am gândit eu că vom ajunge noi să întoarcem Europa cu susul în jos și să facem acea, să spun eu, campanie extraordinară de cupele europene și să schimbăm numele din campioana unei mari orbiri, să-l schimbăm în Craiova Maximă. Și să se vorbească de noi după 40 de ani. Uite, la anul se vor face 40 de ani de la turneul final al campionatului european din 84, când am bătut Italia, campioană mondială. Italia era campioană mondială antitră. Am prieteni italieni cărora le spun, am bătut cea mai frumoasă Italie din toate timpurile. Aia a fost Italia cea mai frumoasă din toate timpurile. Și noi am bătut-o. Am făcut meciul la ei și i-am bătut la București, adică ca să fie clar. Bine, atunci cred că toată țara și din Europa, chiar din Italia și din Europa, puteau menționa primul 11 al Italiei, ceea ce astăzi e mai greu e de mai discutat. E mai greu cu fotbalul de azi, exact, și da, cu frecvența da. De meciuri de astăzi. Ei, se pot multe povesti. Ia spuneți-ne ceva și de meciul ăsta al Universității Craiova cu Benfica Lisabona. O poveste extraordinară. Noi eram atât de săraci, o echipă studențească, eram atât de săraci în țară, dar când ne duceam în străinătate eram mai săraci. Pentru că multă lume, telespectatorii, nu prea știu. Era problema de a obține valuta. Ei nu știu ce se întreagă. Acum își bagă banii și se duc peste tot. Granițele erau închise. Și... profesorul Stroie, cel care arhitectul mari echipe a Craiovei, la tragerea de la sorți deja aborda clubul advers și propunea reciprocitate, celebra reciprocitate, în sensul care în care benefică echipei. Da, sigur. Noi care nu puteam, nu aveam acces la valută și înțelegerea era ca ei să aibă grijă de transport noi, de la aeroport, tot ce însemna hotel, masă și exact, așa mai departe. Și același lucru să facem și noi la același nivel, deci cel mai înalt nivel, că nu puteai să-ți bagi joc. E, dar erau cluburi care nu acceptau, pentru ei nu conta. Unul dintre acele cluburi a fost Benfica și atunci pentru noi a fost o problemă. Primul contact l-au încercat ai noștri la ambasada de la Lisabona. Și acolo era o doamnă ambasadoare care când a auzit că domne vrea echipă de fotbal să vină, avea un hotel în incinta ambasadei. Și a zis, nu primim huligan la noi în hotel. Pentru că așa se vorbea despre fotbaliști la vremea aia. Bine, nu de fotbaliști, mai existau spectatori din ăștia mai... Da, dar adică, nu puteai să spui că fotbalistul era un huligan, totuși era un sportiv. Fotbalistul nu era o meserie în primul rând și atunci era privit așa ca undeva la marginea societății și noi l-am sunat, conducătorii noștri l-au sunat pe Neafane Andrei, Ștefan Andrei, ministrul de externe de atunci din... El și cu Adrian Păunescu au fost cei care au susținut foarte tot tare, timpul. Foarte tare. Și a sunat-o pe doamna ambasadoare care până la urmă ne-a lăsat să intrăm în hotel și și-a schimbat complet părerea, pentru că noi ne-am dus însoțiți de rector, însoțiți de decan, însoțiți de profesori universitari, era un mediu academic, era altceva. Da, percepția oamenilor era greșită, dar noi eram niște copii și mi-aduc aminte încă de o poveste așa nostimă, faptul că noi îl aveam pe Silvică Lung în poartă. El avea
Nici nu e în poza asta, dar de ce nu e Silvică Lung? Nu e în poza asta, ca să-l vadă... Silvică aproape de 2 metri, n-avea loc în pat. Și au trebuit să acționeze oamenii de la ambasadă să-i schimbe patul lui Silvică să poată să doarmă, să nu ne dea ăia cu terenul în cap, să ne dea multe... Și când ați văzut 50.000 de spectatori sau că Daluzul ăla parcă 70.000 au fost, mai mult. E destul de mare, l-am văzut și eu. Și noi ne-am dus acolo și fără capitanul nostru, fără Costică Ștefănescu, care era suspendat, fără Iliuță Balaci suspendat, și iar eu veneam după operație la ochi, eu intrasem în meciul de la Kaiserslautern, practic nu făcusem perioada de pregătire. Acolo Negrilă parcă a dat golul la Kaiser. La, cu Kaiserslautern Negrilă, iar un gol de poveste. De senzație, da. Iar mai aduc aminte de o fază, că eu am făcut operația la ochi și nu vedeam în stânga, nu aveam lentilă. Nu știu ce am căutat în partea stângă de teren, primesc o minge de la Nae Ungureanu și fără să mă uit, pentru că știam că Zoli Crișan e undeva în dreapta și are viteză, i-am dat-o cu stângul în spatele apărării adverse. Se duce Zoli, îl scoate pe Bentu din poartă, iar eu am continuat să alerg. Nu știu ce m-a pus pe mine, că... Și în momentul în care, singur cu portarul, Zoli mi-o scoate mie, dar eu, neavând partea stângă, am avut nevoie să mă uit, să iară să revin și să preiau mingea. Între timp au venit ăștia pe mine și m-au blocat. Dacă dădeam gol acolo, cred că noi eram calificați. Jucam în finala competiției, iar la retur, prin minutul 80 așa, eu m-am dus în dreapta, nu știu ce căuta Zoli Crișan în centru, îi centrez, reia, mingea lovește bara transversală la vreun metru de stâlpul din stânga. Și la vreo lună ne-am dat seama că era bara cu vreo 10 cm mai jos, era lăsat. Deci în condiții normale mingea ar fi intrată. De-aia spun că e un destin, da? Dumnezeu a vrut să ne ducem până acolo și probabil că dacă am ieșit așa cu două egaluri, cu regretul ăsta al tuturor, am rămas în memoria afectivă a națiunii, a țării. Că eu pe unde mă duc, lumea vorbește în continuare de meciul ăla. Da, 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 da. Și probabil că dacă ne-am fi calificat, nu știu care ar fi fost, dar din punct de vedere emoțional, noi am fost atunci echipa nu numai a Craiovei, nu numai a Olteniei. Am fost echipa întregii țări. Nu, și funcționa sistemul de joc atât de bine, parcă erați de când erați mici la grădiniță, jucați fotbal împreună, pentru că totul curgea. Până la urmă, Universitatea Craiova a avut atunci 11 jucători la națională. Eu, adică exact cât era echipa națională la de fotbal. La meciul cu Norvegia, când singura victorie a României contra Norvegiei într-un meci oficial, eu am dat golul, am fost 14 de la Craiova. 8 în primul 11. 14 am fost de la Craiova, sigur că unii au fost în afara lotului, unii au fost pe margine, pe banca de rezerve, dar am ajunseseră în 14. Deci aveți dreptate, așa a fost. Eram la un moment dat, ne cam suprapuneam pe posturi, tot ce însemna echipa națională. Nu știu dacă astăzi sau în viitor vom ajunge la... Nu, în niciun caz. Nu, pentru asemenea situație, că nu pot să-i spun, performanța era din partea Universității Craiova, corect, dar la națională să nu fie alții mai buni, corect, și să aduce atâția jucători. Sunt două elemente pentru care eu cred că nu se va mai putea repeta performanța. Unul, pentru că s-a deschis țara noastră și copiii sunt luați încă de la 12 ani. Încă de la vârsta de 12 ani, deci cine sunt talentați, gata, îi ia cu părinți cu toți, în Italia, în Germania, peste tot, le dă și părinților serviciu. Și a doua, nimeni nu mai are răbdare. Nu vedeți, ei fac o echipă peste noapte și vor în 3 luni de zile să facă ce făceam noi după 3 ani de zile. Nu se poate, trebuie să ai răbdare, să crească, să se dezvolte lucrurile. Nu știu, alergăm după ceva, nu știu după ce, dar tot timpul suntem în... criză de timp, da. Și acum lumea s-a obișnuit și cu TikTok-ul, vrea într-un minut, jumate, două, să afle, da, toate răspunsurile lumii, da, în două minute, ceea noi ce nu se poate. La nivelul de cărți, la nivelul, da, de răbdare, la nivelul de liniște. Ce ne puteți spune, un episod, două, trei, câte puteți spune și despre echipa națională, și aș vrea după aceea să amintiți și cum am văzut, dacă nu știam acest lucru, cum l-ați ținut pe
marele fotbalist Maradona. Da, se leagă lucrurile. Bine, bună întrebare, în sensul în care primul meu antrenament la echipa națională l-am făcut și m-a luat marele Nicolae Dobrin. Neagicu Dobrin m-a luat imediat. Copile, vină cu mine. Lucrurile au început, de fapt, de la Hunedoara. Când eu, fiind copil la Hunedoara, m-am dus să văd FC Argeș. FC Argeș prin 1965-66. Așa, Dobrin era... vă dați seama, el parcă nici n-atingea mingea. Dansa. Da, da. Maică mi-a spunea, Dome, a dansat, Tomeciu a dansat. Și m-am îndrăgostit de Dobrin. Nici nu puteai să nu te îndrăgostești de Dobrin, ce mare a fost. Ei, și la primul meci, în prima echipă a Craiovei, antrenorul îmi spune, copile, îl marchez la meciul ăsta pe Dobrin. Și am un copil în 17 ani, primele mele meciuri. Dar eu de pe la 10 ani, 7 ani, eu vedeam numai pe Dobrin și îl știam pe Dobrin ca pe o carte deschisă. Și, dar totuși, când am început meciul și mă vedeam așa pe lângă el, mă uitam așa la el, parcă mă uitam la un la zeu. Stâlpul, chiar ca la un zeu, la stâlpul de nocturn, așa mare. Și, și mă prinde în dreapta marele Dobrin și se face că centrează, în dreapta foarte mult, aproape de fanionul de la corner, aproape de tușa. Da, avea stilul ăla de dribling acolo. Și se face că centrează. Mai era un pas, așa, un metru până la linia de fund, se face că centrează. Eu care știam că prima la Neagicu Dobrin era tventă, nu te duci. Dacă te duceai, erai, te înfigeai. Și nu m-am dus după... Mi-am văzut de treabă. Am mai lăsat-o să treacă la o palmă de linia de fund, se face iar că centrează. Eu am zis, gata, centrează. Și m-am înfipt. Și am mai lăsat-o să curgă puțin și a centrat de pe linie, de pe tușă. Noroc că n-a fost gol. M-a trezit Ilie Balaci. Zice, băi copile, poți să-l marchezi sau nu poți să-l marchezi? Zice, nu, mi-am... Băi, stai puțin, că o fi el mare, dar eu trebuie să nu-l lasă, că ăsta ne... Ei, și eu mi-am făcut ucenicia cu Dobrin. La primul meci m-a luat Neagicu și mi s-a părut că sunt foarte tehnică. Nu protesta niciodată. Mi se părea că îi le dădeai bine pe toate. Nu, sus, jos, unde îi le dădeai, el... La el națională, făcea, nu? La națională. Ei, și mergem și jucăm cu Argentina. Și îmi spune, îl marchez pe Maradona. Dar eu am făcut ucenicia, că au trecut una, două, vreo trei meciuri când îl marcam pe Neagicu Dobrin. Și atunci au rămas, am și ziarele acasă. Da, am știu și pus că presa în Argentina. Presa am și pus în Argentina. În carte, da. Erau, sublineau că l-am marcat, am fost singurul care l-am marcat pe Maradona fără să-l lovesc. Că ceilalți încercau cu orice mijloc să-l oprească. Că, cu fulgi cu tot, cum da, se spune, să-l ia, nu? Îi mai pun pe YouTube meciuri de ale lui Maradona și doamna mea care se... Păi, dar cum ai putut tu să-l marchezi? Că ăștia sunt jucători mari. Băi, nu știu cum am făcut. Uite, n-am putut. Uite ce spun ziarele. Și am jucat în Argentina cu era un meci de... Era un meci amical. Amical, nu? Înainte de campionatul mondial din 82. Și era războiul Malvinelor. Da, 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 atunci, da. Și atunci ne-a ținut, s-au cântat imnurile și s-a cântat și marșul Malvinelor. Și în timpul marșului Malvinelor, ăștia tot săreau, stadionul arhiplin la Rosario, și aveam senzația că se mișcă tot stadionul, că erau numai valuri așa. Te lua cu amețeală, dacă erai mai slab de înger, nu mai știai, se duceau jampierii și îți vedeai de treabă. Maradona n-a coborât deloc, trei zile cât am stat noi la Rosario, el n-a coborât, îi ducea mâncarea sus. Pasarela, care era capitanul de echipă, nu și-a luat bagajele, i-au luat ăia bagajele, i le-au dus. Și Țețe Moraru l-a întrebat la un moment dat pe Pasarela, bă, dar cum ăsta micul Maradona nu coboară, nu-i cu voi? Cum permiteți voi? Că voi sunteți zei și vine ăsta, copilul ăsta. Ăsta va fi cel mai bun jucător al lumii, a zis Pasarela, capitan. Și ei acceptau chestia asta. Și a fost printre cei mai buni. Acum mai apar și alții între timp. Liftul vieții mele m-a dus tot timpul printre cei mai buni. Printre cei mai buni din lume. Pentru asta eu sunt recunoscător bunului Dumnezeu și simt că trebuie toate lucrurile astea să le dau mai departe, sub o formă sau alta. Ce ne mai puteți spune despre cariera și de antrenor, cursurile pe care le-ați efectuat, echipele unde ați lucrat?
Domnul profesor, eu am fost un tip mai slobod așa la gură, de aia când de la Craiova a venit să mă ia Dinamo, a venit să mă ia Steaua, așa am zis, băi băiatule, nu mă duc mă la ăștia, că cine știe mai... Erau echipele în vogă atunci. Erau echipele în vogă. Și cele mai puternice. Și am zis, sigur că erau miniștrii de resort care se ocupau și am zis, băi, mă, jucăm odată internele prost. Și apărarea și da, dictau. Și am zis, jucăm odată prost și vine un general de noi și ne ia la înjurături și la asta și eu nu suport chestii de asta, mă iau de gulă, îl scot afară, îi mai dau și un șut pe undeva și mă trezesc la batalionul disciplinar când îmi revin eu așa din nebunile da. Mele. Bă, lasă-mă băiatule, m-am dus la sportul studențesc. Deci am fost un tip care nu a fost cu guvernul, cu... pentru că am adus niște reproșuri vechii conducere a federației că nu au făcut un cum se numește, o bază de pregătire cu banii, cum nici cei de la Craiova nu au făcut la vremea respectivă, când au primit primii bani pe jucători, așa, că prea mulți oameni erau pe scările tribunalelor, că erau în pușcărie, nu era direcția bună. Și eu am spus atât, nu, fără să acuz, fără să... Și Dumnezeu m-a ajutat să ajung undeva la capătul lumii. Prima dată a vorbit Ilie Balaș și am plecat ca antrenor. Ca jucător m-a luat Neaduțu Cerneanu în Cipru. Ca jucător a vorbit Ilie Balaș și am ajuns în Maroc prima dată. Și mi-a ieșit și după aceea eu am stat 5 ani în Cipru, 5 ani în Maroc, 5 ani în Kuwait. Mai am un an jumate de Arabia Saudită, mai am un an jumate de Albania. Și mai am o jumătate de an de Qatar. Deci, practic, 18 ani jumate am fost departe de țară. Numele meu este puțin greu de pronunțat pentru străini, îmi spuneau românul de acolo. Și peste tot unde am fost, eu am deschis, să spun, cu excepția lui Ilie acolo, și ne-a dus-o, dar unde m-am dus după aceea, aduceau români. Că ziceau, bă, dacă ăsta e bun, aducem și bă, mai mulți români să fie... Bă. Și ori lucrul ăsta m-a ajutat să văd diferite culturi, să văd cum înțeleg ei jocul de fotbal, diferite școli de fotbal și despre toate astea am scris în carte. Pe de exemplu, Maroc. Sunt foarte Maroc, aproape de Franța. Ultimii ani, cel mult la campionatul mondial, au jucat rezultate extraordinare. Da. Și se vede munca de atunci, probabil, cu tineretul, cu copiii, cu baze sportive, eu, probabil. Eu când le spuneam, domn profesor, de Maroc, râdeau de mine. Când le spuneam de ăștia, râdeau de mine. Dar iarăși o poveste interesantă și nostimă așa, când m-am dus prima dată în Maroc, așa m-am dus cu un aer de superioritate, sigur, fără să-l afișez foarte tare, dar l-aveam. Doamne, că vin eu din Europa și predau și fac și... Și a fost vorba de prezențele la campionatul mondial și eu am vrut să... Bine că n-am apucat, că au fost aia mai rapizi ca mine. Și vreau să mă laud cu 1970, cu campionatul mondial și... Când am aflat că noi am avut câteva prezențe și ei aveau vreo 8-9 prezențe la Cupa Mondială. Și au fost de mai multe ori. Deci era o țară care avea un nivel foarte... foarte bun și foarte apropiați de francez și de școala franceză și prin intermediul lui Loții Belloni am avut acces la niște cărți de acolo, la Comerciano în Italia am și povești interesante și acolo cu cărțile pe care le-am luat din biblioteca de la Comerciano, centrul de pregătire al Federației Italiene. Peste tot pe unde m-am dus, mi-a plăcut să citesc, să învăț, să cunosc, să știu. Pentru că nu poți să te duci, mai ales când îți reprezinți țara. E cu totul și cu totul altceva. Când ajungi la... și mai ales când îmi spuneau românul, deja era obligații în plus. Deci din punctul ăsta de vedere am fost peste tot în lume ca antrenor. Și am rămas în relații extraordinare cu mulți din zonele acelea și au venit, mulți au venit și pe la școala noastră de antrenori, tot felul de relații cu noi. Deci lucrurile astea nu trebuie să rămână, cunoașterea asta nu trebuie să rămână doar în cărți și doar în... Păi uitați-vă cum s-a dezvoltat sau banii, cum sunt în țările arabe acum atât de mulți, încât au luat tot ce e exponent bun în Europa, chiar dacă, să zicem, Ronaldo e la apus de
carieră, totul se joacă, fotbalul a avansat mult. Noi ne spuneau că am antrenat cărmile pe acolo și noi le spuneam, dom'le, nu e așa. Dom'le, au calitate. Dom'le, din punct de vedere tactic, n-au răbdare și nu pot să se țină de un plan de joc. Dar ei, din punct de vedere al calităților individuale, sunt peste noi. Și al pasiunii sunt iarăși peste noi. Și atunci, dacă au 5-6 implanturi în echipă cu jucători europeni foarte buni, normal că... Uitați-vă ce a ajuns Arabia Saudită, uitați-vă ce a ajuns Qatarul, o țărișoară cât regiunea Olteniei. Poate noi, Oltenia e mai mare decât Qatarul. Să poți să organizezi o cupă mondială, asta după mine sunt minuni de la Dumnezeu. Și acum cei care ziceau că nu e fotbal acolo, m-am uitat că sunt televiziuni de la noi care preiau meciuri de acolo. Campionatele sunt la televizor. Da, vreau să vă pun o întrebare mai spre sfârșit, dar vă pun acum, care este echipa de fotbal care a rămas și astăzi în sufletul tău și dacă prin peregrinările pe care le-ai avut în țări străine, spuneai despre peste 18 ani de carieră în străinătate, ai simțit dorul de casă? Dorul de casă este criminal. Eu le spun că multă lume, când spui, dom'le, eu am stat 18 ani jumate în străinătate, lumea nu înțelege. Lumea nu înțelege și eram un tip ocupat. Deci de dimineață până seara aveam treabă de... Dom'le, dar când ajungeai între patru pereți, dacă nu ai o lume a ta susținută și de sus și de cunoaștere și de setea de cunoaștere, să înveți, să faci, ăștia patru pereți te distrug. Într-o noapte pe la 3 dimineața mă uitam, eram prin cuveit și era o emisiune de folclor TVR Internațional, da, și da, era, da, muzică populară. Așa nu mă uit la muzică populară. La petreceri, da, cu muzică populară, cu prietenii, mai facem o sârbă, mai facem, da. Dar nu mă uit la mână. Mă uitam la muzică populară, plângeam de sărea cămașa pe mine. E dorul de casă. Și de prieten, de rude, de... Da, de tot ce înseamnă România, cu cât pleci mai departe. Eu avem o țară specială, sigur că mulți când suntem aici, mulți vorbesc, băi, ca la noi, la nimeni, a noi, românii, noi, România. În momentul când te duci în afară, simți așa că te topești. Simți că te topești pe picioare. Iar eu am avut un regret în sensul în care la un moment dat președintele federației de acum m-a pus directorul departamentului de scouting și ne-am dus în Europa să căutăm copiii românilor. Noi avem vreo 5 milioane de români și am fost în Germania, am fost în Italia, am fost în Franța, am fost în Spania. Și marele meu regret este că atunci când veneau copiii să joace, vorbeau în limbile țărilor respective. Nu mai vorbeau limba română. Nu mai vorbeau limba. Erau unii care... Bine, probabil că părinții, ca să poată să fie integrați la școală, părinții și la... Părinții își doreau foarte tare să vină copiii pentru echipele noastre naționale, dar ei nu își doresc foarte tare, pentru că ei au crescut acolo. Ei știu limba. Limba română, unii nici măcar nu vorbeau. Unii înțelegeau și unii nici măcar nu mai înțelegeau în momentul când le spuneam. Asta mi s-a părut mie îngrozitor, că pierdem... Da, mă uitam la Rațiu acum, la echipa națională, a jucat foarte bine ultimile meciuri, tot așa, trăit numai afară. Și ăștia sunt copii care nu apar din prima, pentru că spuma, numărul 1, o iau țările respective. Dacă este în Spania, îl iau spaniolii și îl naturalizează. În Germania este unul, Adeyemi, cu mamă din Brașov, care, dom'le, joacă la cel mai înalt nivel, a jucat la Bayern, acum joacă la Borussia Dortmund. Cu părul creț, așa, creol, da, joacă național acum. Păi joacă național, ce să mai caute ăla aici, ce să-i faci propune, nu vine. Păi nu, a acceptat. Păi copiii de nivelul ăsta nu vin, deci la noi vin mâna a doua, așa, și dacă ăștia mâna a doua, mâna a treia reușesc să fie serioși și să crească, cum a făcut acest Rațiu, pe care nimeni n-a crezut la momentul respectiv, juca în Liga a doua. Uite că l-au adus antrenorii noștri, copilul a jucat bine, a crescut, acum e unul dintre cei mai importanți fundași din prima ligă spaniolă. Da, și așa e. Și cu ceilalți. E un scandal acum cu un băiat din Italia care joacă în prima ligă, foarte bun jucător, a fost adus la, pentru că avem un foarte bun departament de scouting, am plecat eu, a rămas Gheorghiță Giolgău. Da. E aici în poză cu mine. Colegul tot de la universitate. Meu, da. Și l-au adus pe băiatul ăsta. El nu înțelegea ce se spune.
părinții lui au dorit foarte tare să vină, el era așa 50-50. Și mulți au început și au făcut un scandal că el a jucat vreo 7 minute pe finalul unui meci. Păi dacă nu înțelegi, te acomodezi ușor, ușor, 7 minute, înveți limba și crești. Între timp l-au luat. Bine, majoritatea nu știu lucrurile astea din afară sau... Ei se uită la meciul de fotbal și zice, domnule, l-ai adus pe ăsta să joace 7 minute, nu înțeleg da, lucrurile și, da, da, și lipsa de informații și asta contează. Da. Da, ăsta e un mare regret privind copiii noștri și apropo că vorbeam noi de ce nu mai suntem și nu mai putem fi. Din cauza asta, pentru că sunt foarte mulți jucători buni care sunt în străinătate. Eu am trecut prin filtrul ăsta, bine, am jucat Divizia C. De la Divizia C am trecut la Divizia A, dar sunt alții care de la C au trecut la B. Aveam o echipă de Divizia B foarte bune. Noi jucam în Cupa României și riscai să te bată echipele pentru că erau jucători foarte buni. Și după aceea A și după aceea echipa națională. Erau niște trepte care îi ajutau pe jucători. Erau firești în evoluția jucătorului. Corect, creșteai în calitate, atât individual cât și colectiv. Ei, nu mai este, din păcate, acest... Da, asta e o problemă, dar tot nu mi-a spus care a fost echipa de suflet. Păi, în Maroc îmi spuneau că sunt jumătate marocan. Era președintele, era Mernissi, ziceau că fac parte din familia Mernissi. Când m-am dus în Cuveit, era în Cuveit tot așa, pe familie erau. Era familia Oteibi care era la Sahel. La Sahel am stat 4 ani de zile. În Maroc, acolo, la președintele Mernissi, 4 ani de zile. Și încă un an la altă echipă și încă un an la altă echipă. Dar cei de la Sahel ziceau că mă numesc Aurel, că ei ziceau, nu puteau să spună Aurel. Aurel, da. Aurel Oteibi. Sunt Oteibi. Deci peste tot unde m-am dus, lumea m-a... Chiar îi spuneam preotului Dumnezeu să-l odihnească de la Sadu, de acolo, da? Preotul Nelu Andrițoiu, care la un moment dat m-a ajutat foarte tare cu părinții mei și îmi spunea la un moment dat, domnul Țicleanu, dumneavoastră dintre toți cei de aici de la Sadu ați ajuns cel mai departe, domne. Și am zis, părinte, m-a ajutat Dumnezeu să găsesc oameni buni, unde am fost, am găsit, zice, nu. Nu, domnul Țicleanu, în fiecare om există binele și rău. Dumneavoastră ați făcut bine, vi s-a întors binele. Dacă ați fi făcut rău, vi s-ar fi întors cu rău și nu... Dumnezeu, are dreptate omul ăsta. Cred că am fost un om care a știut ce este bine, ce este rău și Dumnezeu i-a dat oameni alături de care să facă... Și din țară, echipa, probabil universitatea, nu? Universitatea Craiova, dar Craiova aia care a fost a noastră, campioana unei mari iubiri și Craiova Maxima, pentru că acum este o nebunie, domn profesor, nu e în regulă ce se întâmplă. Mă rog la Dumnezeu să le dea minte oltenilor noștri să facă o singură echipă. Sigur că acum nu se poate face, dar cine credea că Germania de Est cu Germania de Vest vor dărâma zidul? Va veni vremea când să dărâme zidul. Și care ar fi diferența? Dacă sunt două echipe și amândouă sunt bune, de ce să nu fie în același oraș? Problema este că nu se poate. Și în București sunt mai multe echipe de fotbal. Ok. Cu principiul ăsta sunt de acord, dar nu cu principiul cum avem două țări, Moldova și România. Dom'le, de ce să ai același imn, aceleași culori, același drapel, aceleași imn, de imn am spus, aceeași limbă? Ele și una și alta revendică aceleași culori, același imn, același palmares. Asta este confuzia, asta face ca unii să treacă pe un trotuar, unul pe un trotuar, la început să se înjure, după aceea să arunce cu lucruri în ei, după aceea să se ia la bătaie. Asta spun eu că nu este în regulă. Asta ce e? În decursul vieții ați avut sau aveți mulți prieteni? Asta e un paradox extraordinar și încă mă rămân așa... Eu sunt un tip care, din punct de vedere social, sunt puțin asocial. Mi-a plăcut tot timpul să stau cu cărțile mele, m-am dus, am fost un jucător de echipă, un om de echipă, stau, dar mă duc, îmi plac momentele mele de liniște și nu vânzoleală și... Ei, și eu mă mir că am prieteni de vreo 50 de ani.
Am prieteni de vreo 50 de ani. A venit Puiu Iordănescu la lansarea primei mele cărți și asta a spus, că ne cunoaștem de vreo 50 de ani. Am rămas cu el în relație. Cu toți de acolo încă continuăm să ne spunem frați. Și peste tot, am prieteni prin țară, peste tot pe unde mă duc, îmi pare rău că nu am timp să mă duc la fiecare cum mă cheamă și cum facem. Deci peste tot în țară și am prieteni prin străinătate. Chiar mă cheamă și mă duc, stau cât pot să-i vizitez pe fiecare. Deci din punctul ăsta de vedere, iarăși este o minune că am astfel de oameni care, alături de care am stat. Mă uitam că Facebook-ul astăzi îmi dă o poză cu nașul meu, că acum un an eram cu nașul, împreună cu nașul meu, care între timp s-a stins din Craiova, la 59 de ani săracul s-a stins. Ei, și pe el îl cunoșteam de 45 de ani, mai bine de 45 de ani. Deci pentru mine e o surpriză foarte mare cum este faptul că noi acum, în emisiunea asta, pe stradă, în aeroport, unde mă duc, lumea mă recunoaște pe mine, care am făcut isprăv de vitejie acum, la anul se fac 40 de ani de la primul nostru turneu final de campionat european. Noi am făcut pentru prima dată anumite lucruri. Noi am, probabil de aia, că da, Nadia Comăneci de aia a rămas în Ilie Năstase, că sunt primii. Noi am fost prima echipă care am bătut o echipă engleză. Am fost prima echipă care am bătut o echipă vechi germană. Cu Leeds atunci. Cu Leeds atunci. Am fost prima echipă care am bătut o echipă din Norvegia, din Suedia, de peste tot. Noi am fost primii care le-am dat... Ați deschis drumul. Și le-am transmis mesajul, se poate. Puteți să veniți, puteți să încercați, puteți să faceți, se poate, dacă sunteți bine pregătiți, categoric. Nu au contat atunci foarte mult și antrenorii care i-ați avut? Ba da, erau mai mult decât antrenori. De-aia am simțit nevoia să-i pomenesc, nu numai să-i pomenesc în cărțile mele, dar eu le-am citit cărțile, ei au scris cărți. Și am zis, dom'le, este păcat ca cunoașterea lor să rămână acolo. Poate unii nu au citit-o. Și atunci am trecut foarte multe lucruri importante, prezentate puțin într-o formă, să spun, mai actualizată, dar este păcat, pentru că erau mai mult decât antrenori, erau și profesori universitari, erau și niște oameni deosebiți, pentru că altfel nu puteai să faci o familie. Secretul nostru, noi poate am fost jucători mari, dar la noi veneau campioni mondiali, veneau campioni europeni, cum să te lupți cu ea? Și ea a făcut sără toată viața așa. Eu m-am dus la 14 ani, m-a luat și am început să... În mod normal nu puteam să mă lupt cu ei din punct de vedere individual. Dar uite că am făcut un grup, am făcut o echipă care a ajuns aproape campioană europeană și care ne face să vorbim după atâta timp, să vorbim tot de ea și de isprăvile ei. Dragă Aurel Țicleanu, mulțumesc pentru repriza de fotbal oferită. Eu mulțumesc pentru invitație. Sper să ne mai revedem într-o emisiune. M-am simțit tânăr, pentru că am vorbit de lucruri de acum 40-50 de ani, chiar m-am simțit de 20 de ani. La revedere, dragi telespectatori, pe săptămâna viitoare.